După Crăciun, când s-a simțit rău, Florina a crezut că este o simplă răceală, și-a făcut analizele și a aflat cumplita veste. Suferă de o boală necruțătoare, leucemie, iar șansa lui de supraviețuire este să facă un transplant de măduvă în străinătate, intervenție care costă 150.000 de euro. După șocul inițial, familia și colegii lui Florin s-au mobilizat și au început o campanie de strângere de fonduri pentru a-i oferi o șansă la viață. Cei care doresc să îl ajute pot dona bani în contul euroro ro 36 BTRL, EURECRT 0152660201, în contul RON, ROD 86BTRL RON CRT 0152660201 sau în contul în dolari ro 40BTRL USD CRT 0152660201. Până la realizarea intervenției chirurgicale care ar putea salva viața, tânărul paramedic a început ședințele de chimioterapie. Îi este alături familia și mulți dintre cei care îi datorează viața.